Nebucadnețar s-a smerit, dar nu și Belșațar. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne evaluează pe toți. Nu este niciunul care să scape de evaluarea lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9 spune: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia căror inimă este întreagă a Lui. Peste tot pământul se uită Domnul. Și nu există niciun muritor, de la cel mai luxos palat până la cea mai săracă cocioabă, pe care să nu le evalueze Dumnezeu. Pentru că El ne-a făcut și El are dreptul să ne evalueze. Și vreau să vă întreb un lucru. Când ne evaluează Dumnezeu, dragilor, cine este găsit suficient de greu pe cântarul lui Dumnezeu? Care dintre noi este găsit suficient de greu să spună: Domnul, te-am cântărit și te-am găsit greu. Te-am găsit vrednic. Eu? Tu? Care? Răspunsul este niciunul. Căci toți am păcătuit și suntem lipsiți de greutatea lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Oricare dintre noi ar fi pus pe cântarul lui Dumnezeu este găsit mai ușor decât o pană. De aceea întrebarea de final nu este cine este mândru, cine este ușor pe cântarul Domnului, ci adevărata întrebare este astăzi: cine se va pocăi și cine nu? Aceasta e întrebarea. Dar Dumnezeu a pus pe cineva pe cântar și l-a găsit greu. L-a găsit vrednic. Atât de vrednic încât cerul întreg, universul, îi cântă pentru o eternitate vrednicia. Și acesta este Fiul Său prea iubit, Domnul Iisus Hristos. Singurul care a fost găsit vrednic. Și în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30 și 31, vă rog să fiți atenți aici. Iată marea minune! Iată ce minune ne spune Domnul astăzi! El, acest Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi! Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, le are pe toate! Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. De asta suntem așa de slabi noi. Noi nu avem nicio pricină de laudă în noi. Cine se laudă, să se laude în Domnul.